Oameni dragi, avem parte de o seară specială în prezența lui Dumnezeu și a altor oameni ca noi care, în mod sincer și responsabil, participă la această adunare de credință, la această adunare de închinare, care are rolul să-L proslăvească pe Dumnezeul cel prea înalt, care este Creatorul, Mântuitorul și Binecuvântătorul nostru. O să mai rămânem în picioare doar câteva clipe, având intenția să citesc un pasaj din Scriptură, apoi o să vă invit respectuos să vă reocupați locurile. De data aceasta o să citim din Evanghelia după Ioan, adică ultima dintre cele patru, capitolul 8, începând cu versetul 1. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 1. Iisus a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și farisei i-au adus o femeie prinsă în adulter. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus. Și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă reașezați. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, stimați prieteni, acesta este ultimul serviciu divin la care mai am ocazia și onoarea să particip în mijlocul Bisericii Domnului de aici și vreau să vă spun câteva dintre simțămintele pe care le am în inimă la acest final de întâlnire cu dumneavoastră. Sunt foarte plăcut impresionat de viziunea pe care o au păstorii dumneavoastră, conducerea bisericii în general, să creeze astfel de întâlniri care, într-adevăr, sunt costisitoare, sunt obositoare, dar acesta este rolul bisericii, să iasă între oameni și să creeze întâlniri acolo unde oamenii vin mai repede, mai ușor și mai confortabil decât în clădirea de cult. Vă apreciez că înțelegeți nevoia de educație teologică, biblică, și că vă faceți vulnerabili, cheltuindu-vă resursele pentru ca să le oferiți oamenilor șansa să vă cunoască ca oameni, ca practicanți ai credinței pe care o aveți, dar și să audă mesajul Evangheliei pe care îl transmiteți prin predică, prin cântare și prin ceea ce sunteți între ei. Eu călătoresc mult prin Harul lui Dumnezeu și nu foarte des am ocazia să văd astfel de biserici și o astfel de viziune care mi se pare extrem de eficientă în generația noastră. Apoi aș vrea să-i mulțumesc fratelui păstor că a spus cuvinte așa de frumoase despre mine. Dumnezeu să îl binecuvinteze. Vreau să vă mulțumesc pentru prietenie, pentru ospitalitate. Fiecare dintre dumneavoastră v-ați purtat foarte frumos cu mine și m-am simțit foarte bine,
pentru că m-ați salutat, pentru că mi-ați zâmbit și mai ales pastorul dumneavoastră, care este un om special, o persoană care știe să te facă să te simți bine, atât în particular cât și în public. Din punctul meu de vedere, este un om echilibrat, este un slujitor al lui Dumnezeu care știe să se facă plăcut și știe să organizeze un eveniment, să relaționeze cu oamenii și cu cei care sunt din loc și cu cei care sunt musafiri. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru felul în care m-ați primit. Apoi, pentru că dânsul a vorbit de conservator, îmi asum că poate este cineva aici care nu înțelege așa de bine ce înseamnă să fii un conservator. Nu să știți ce este o conservă. Vă mai aduceți aminte de bunica când punea conserve? Adică păstra lucrurile peste timp, o lună, două, trei, un an, doi, la fel ca înainte să le conserveze, prin fenomenul a conserva. Dacă nu le-ar fi conservat, s-ar fi stricat. Ei bine, o să spun că există cel puțin trei feluri de a te raporta la Scriptură din punct de vedere al ideii acesteia. Există posibilitatea să fii legalist, să fii conservator sau să fii liberal sau libertin. Dacă ești legalist, cam cum au fost tendința bătrânilor noștri, însă legalismul se potrivea un pic mai bine decât astăzi, datorită lipsei de educație de atunci, dar și datorită mediului social de sărăcie în care ei trăiau. Legalism înseamnă să mai adaugi legi de la tine la legile Bibliei cu dorința să fii cât mai plăcut lui Dumnezeu, adică te tunzi la chelie pentru că asta ia frumusețea la un bărbat și asta te face să te smerești, să nu porți ceas, să nu ai bibelouri în casă. Dau doar niște exemple banale, nu le dau pe toate, dar vreau doar să desfac o carte închisă pentru dumneavoastră. Dar legalismul nu-i bun, pentru că ce nu vine de la Dumnezeu, chiar dacă e foarte bine intenționat, nu-i bun. Dacă cineva e legalist cu el, din inițiativă personală, e bine, dar nu e bine atunci când pui ce vrei tu, ce crezi tu, peste alții. Nu-i bine. Pentru că un singur Dumnezeu are dreptul să pună poveri pe oameni. Nimeni altcineva nu are dreptul. Acum o să mă duc în extrema cealaltă. Liberalismul este exact opus. El este specific generației noastre, unde există multă sofisticare, un nivel foarte înalt de viață și foarte multe oportunități. Astăzi oamenii au tendința să fie mai simandicoși și ușor simțim să fim mai respectați, altfel imediat fugim la judecător, că nu știu cine, nu știu ce ne-a zis. Iată dar cum și contextul social încurajează la o anumită atitudine religioasă. Liberalii nu numai că nu adaugă legi la Scriptură, dar mai scot din cele a lui Dumnezeu spunând că nu mai sunt valabile. Cine le-o fi spus lor că nu mai sunt valabile, nu știu. Adică ei își permit să facă și altfel, încercând să adapteze Scriptura la oamenii din lume, pentru ca oamenilor din lume să le fie mai ușor să se pocăiască. Cu alte cuvinte, facem pocăința mai digerabilă, așa, mai superficială, ca să nu fie mare diferența. Numai că dacă așa îi câștigi pe oameni, așa trebuie să îi ții întotdeauna. Nu știu dacă noi avem dreptul să umblăm la Scriptura adăugând sau scoțând din ea. N-avem dreptul acesta, că noi suntem muritori. Noi avem dreptul să respectăm cartea sau să nu o respectăm și, în consecință, să fim iertați de Dumnezeu sau să fim pedepsiți de Dumnezeu. Însă nu avem dreptul pentru un număr de oameni să-i inducem în eroare, nici punând peste ei poveri mai mari decât a pus Dumnezeu, nici luând din poverile acelea decât cele pe care le-a așezat Dumnezeu. Ce este a conserva? A conserva înseamnă, cum a lăsat Dumnezeu această carte, să o conservăm, așa cum conservăm roșia, varza și alte lucruri pe care le conservăm pe iarnă. Un conservator nu e un legalist.
Un conservator este cel care ce scrie în Scriptură. Dar oameni buni, așa cum scrie, nu trebuie să fii prea deștept. Trebuie doar să știi să citești. Nu trebuie deloc să fii prea deștept. Pentru că Biblia se interpretează singură dacă o citești de la cap la cap. Și mai ales dacă începi cu Noul Testament și mai ales cu Evanghelia după Ioan. Și apoi citești Romani, Galateni, Efeseni, poate Iacov și apoi poți să citești celelalte trei Evanghelii și până la urmă Noul Testament și apoi Vechiul Testament. Am încheiat paranteza aceasta și iertați-mă de faptul că mi-am permis să comentez puțin cuvântul acesta, doar având intenția, poate că este necesar pentru cineva, să lămurim ce înseamnă să fii un om conservator. Acum vreau să-mi exprim aprecierea pentru faptul că sunteți aici, de vineri seara până în seara asta ați fost aici și îmi imaginez că nu v-a fost chiar ușor, eu sunt aici în vizită și nu mai am nimic altceva de făcut decât să vin la adunare. N-am aici copii, n-am aici familia, când ești acasă trebuie să te ocupi de casă și de familie. Ei, dumneavoastră sunteți acasă și sunt foarte impresionat în mod plăcut pentru că aveți așa de mulți oameni care fac ceva. Eu, în calitate de musafir, îmi este ușor să remarc treaba asta și înțeleg de aici că biserica asta are o viziune, are un păstor care știe unde vrea să ajungă împreună cu ceilalți slujitori din casa lui Dumnezeu și dincolo de clădirea aceea frumoasă pe care am văzut-o puțin diferită de data trecută, diferit înspre bine, apreciez faptul că aveți o viziune spirituală și sunteți oameni care faceți sacrificii. Ați făcut sacrificii, cred că sâmbătă, când ați pregătit așa de multă și de diversă mâncare, atât de multă încât a rămas și pe seara. Și holurile acestea sunt pline de ușieri, de oameni care știu să spună bun venit, să zâmbească politicos. Și asta este foarte frumos și bine. O biserică trebuie să știe să se poarte cu oamenii, pentru că oamenii se așteaptă când merg într-un loc nou să fie bine primiți. Dacă mergi odată într-un loc nou și nu ești bine primit, rămâi cu o amintire amară și altădată nu te mai duci acolo. Dar dacă într-un loc ești bine primit, asta nu înseamnă că o să te ia oameni în brațe, dar totuși să te simți bine primit la modul general. Atunci îți dorești să te mai duci acolo, că îți dai seama că oamenii aceia sunt niște oameni alături de care vrei să-ți petreci un pic de timp. Acum chiar că închid paranteza, și o să mă întorc la pasajul pe care l-am citit și aș vrea să rostesc o predică care în seara asta are un cu totul alt scop. Vineri seara am avut un seminar și pastorul a fost extrem de generos și mi-a dat așa de mult timp, m-am răsfățat și am vorbit tinerilor despre faptul că au oportunități, dar oportunitățile creează vulnerabilitate. Și am încercat să le spun cum să folosești oportunitățile fără să te faci vulnerabil. Și să te faci vulnerabil pentru ca să te faci vinovat înaintea lui Dumnezeu. După cum știți, ieri am avut două sesiuni vorbind despre viața de familie și am încercat să spunem că viața de familie începe cu un borcan de miere care se termină într-o lună și dacă omul trăiește 50 de ani, urmează 599 de luni fără nici o picătură de miere. Borcanul e gol, capacul e pus și înțepenit, iar noi mai găsim ceva marmeladă sau dulceață de un alt fel. Aseară, la al treilea seminar, ne-am întâlnit cu cei care fac o slujbă și am vorbit despre faptul că suntem chemați de Dumnezeu să-L slujim, suntem chemați de Dumnezeu să conducem, dar conducerea în biserică este de o manieră unică, este o conducere prin slujire. Și cel mai mare îi slujește pe cei mai mici. De dimineață am avut o întâlnire care a fost probabil cea mai obișnuită, în sensul că a fost o predică pentru adunare, a fost o predică de consolidare, a fost o predică de învățătură, dar nu neapărat cu un scop extrem de precis, scopul a fost mai general, consolidare și maturizare. În seara aceasta avem un alt scop și anume să ne adresăm oamenilor cu Evanghelia în perspectiva pocăinței. Și am ales în mod intenționat un pasaj care pune în evidență o întâmplare petrecută cu 2000 de ani în urmă, o întâmplare extrem de delicată. În întâmplarea aceasta sunt implicate câteva persoane. Este Mântuitorul Iisus Hristos. El s-a trezit cu noaptea în cap, era încă întuneric. S-a dus în muntele măslinilor să se roage, după cum făcea foarte des. Apoi când s-a făcut dimineață, s-a dus foarte de dimineață în templu.
Oamenii au aflat că este acolo și pentru că era o persoană extrem, extrem, extrem de generoasă, de disponibilă, pentru că era o persoană care făcea minuni, oamenii îl căutau să-și rezolve anumite nevoi și interese. Și oamenii s-au dus acolo. Însă, nu peste mult timp, au venit cei care erau conducătorii religioși din oraș, cărturarii și farisei, oamenii care erau un fel de preoți din generația noastră. Și aceștia târau după ei o femeie care fusese prinsă în adulter. Simplu fapt că nu l-au adus și pe bărbatul cu care ea a comis păcatul, demonstrează că au fost niște mici bandiți. Probabil că bărbatul era un mic primar sau cine știe ce pe acolo prin oraș și a putut să scape. Dar ea, săraca, n-a putut să scape. Cel mai ușor este să acuze o femeie. Au adus-o în mijlocul lor și au prezentat-o ca pe o persoană vinovată care încalcă credința, care dezonorează pe Dumnezeu și creează un precedent în oraș. Iată dar că acolo în templu îl vedem pe Hristos, îi vedem pe oamenii care au venit să se închine și să fie învățați de Hristos, îi vedem pe conducătorii religioși care aduc o femeie vinovată de adulter, prinsă în adulter, iar ei cer lui Hristos o judece. Aceasta este întâmplarea pe care am citit-o în Scriptură. Și acum aș vrea să spun câte ceva pe marginea acestei întâmplări. Și titlul predicii mele este: Cine are dreptul să arunce cu piatra? Acest titlu este inspirat din o lege a Vechiului Testament, Deuteronom, capitolul 17, versetul 7, acolo unde se spune că dacă cineva în țară, vorbim de Israel, unde toți oamenii erau credincioși și îl slujeau după legea Vechiului Testament pe Dumnezeu Jehova. Și dacă cineva se va face vinovat de păcatul idolatriei, adică închinându-se la un alt Dumnezeu, care era simbolizat prin idole, adică printr-un lemn cioplit într-un fel sau în altul, atunci omul acela trebuie omorât cu pietre la poarta cetății, dar pe baza la doi martori, nu pe baza la un martor. De ce pe baza la doi martori? Pentru că ușor găsești un martor să mintă despre dumneata că ai făcut așa și așa. De aceea era nevoie de doi martori. Doi vei găsi mai greu să se pună împreună. În Noul Testament, Scriptura ne spune, împotriva unui pastor, a unui prezbiter, să nu primești o acuzație decât numai dacă e spusă de doi, ba chiar de trei martori. De ce? Pentru că oamenii care sunt sus într-o poziție de conducere, ușor sunt bârfiți și dușmăniți, pentru că poate îl dușmănești că nu a vrut să facă cum vrei dumneata. Și atunci, ca să te răzbuni, îl vorbești de rău ca să-l compromiți. Și Biblia îl protejează spunând, dacă n-au fost doi, trei oameni să vadă, pe baza la un om nu poți să-l acuzi pe o persoană care are o slujbă publică. Și acum să revenim. Cine are dreptul să arunce cu pietre? În vremea aceea, persoana care manifesta păcatul idolatriei trebuia omorâtă cu pietre. Mai întâi aruncau martorii primii, ei se făceau responsabili. Apoi aruncau toți oamenii care erau acolo și persoana aia sfârșea omorâtă cu pietre. Pur și simplu aruncau atâtea pietre încât o acopereau cu pietre. Imaginați-vă că era o moarte cruntă, te loveau în cap, te loveau peste tot. Aș vrea să surprind câteva lucruri aici. Aș vrea să surprind mai întâi universalitatea nevoii de a te închina lui Dumnezeu. Noi oamenii ne naștem cu nevoia de a ne închina lui Dumnezeu. 8 miliarde de oameni astăzi calcă în praful planetei Pământ. Însă cei mai mulți dintre ei au o formă de religie. Să știți că și ateismul este o formă de religie. Dar este o religie împotriva lui Dumnezeu. Și astăzi oamenii au o formă de a se închina lui Dumnezeu. Formele primitive, tribale, sau formele civilizate, precum creștinismul, islamismul, iudaismul și multe altele. Există o dorință și o nevoie universală, mai ales când ți-e frică, când ți-e greu, când îți moare cineva drag, când ești foarte bolnav și afli de la medic că urmează să mori, când treci printr-o situație insuportabilă. Am remarcat de dimineață împreună cu cineva care stătea lângă mine un detaliu lipsit de semnificație. Când au intrat copilașii,
a apărut în plan, în prim plan, o fetiță care s-a speriat. Era așa timidă, micuță, și s-a speriat. S-a întors și în spatele era o altă fetiță de vârsta ei. Și atunci s-au luat de mână amândouă și de data asta au avut curaj. Simplu fapt că se ținea de mână una pe alta, fiecare se simțea că nu mai este singur. A avut nevoie de cineva, dar cealaltă era la fel de mică și de vulnerabilă ca și ea. Numai mintea ei s-a schimbat un pic realitatea. Oamenii au nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie să ne rugăm lui Dumnezeu, să-i cerem ajutorul. Avem nevoie să spunem, Doamne, ajută-ne. Și nu numai noi creștinii spunem asta. Budiștii, hindușii, confucialiștii, evreii, musulmanii, toți se roagă, mai ales în momentele grele. Nu sunt mulți oamenii care se închină lui Dumnezeu constant, fără să treacă prin necaz. Adică să-și practice credința nu datorită presiunilor sau tensiunilor vieții. Aceștia sunt credincioși practicanți, adică autentici. Marea majoritate a populației Pământului au o credință, dar nu o practică. Nu se angajează să-și practice credința, dar ea este acolo undeva în spatele minții. Sigur că aceasta este o formă de infidelitate față de Dumnezeul în care ei cred. Dar aici observați că Iisus se duce în munte să se roage. Era noapte. Câți dintre dumneavoastră aveți obiceiul, dacă vă treziți noaptea, să mergeți să beți apă sau la toaletă? După ce vă rezolvați problema, când vă întoarceți, să vă așezați în genunchi, lângă pat sau poate chiar în pat și să spuneți o scurtă rugăciune. Dacă nu mă credeți, practicați lucrul acesta și o să vă convingeți că am dreptate, cel puțin în mare măsură. Noaptea există o liniște desăvârșită care este un context mai bun decât ziua să te rogi. Parcă liniștea aceea e făcută special pentru rugăciune. Încercați să faceți asta într-o noapte. Ei, Hristos a mers noaptea să se roage. Nu știu cât s-a rugat, probabil o jumătate de oră, o oră, două, trei, dar când s-a făcut dimineață, când s-a făcut ziua, când a început să se lumineze, s-a dus în templu. Oamenii au aflat că El este acolo și s-au dus după El. Priviți, vă rog. Oamenii au venit la el, dar de ce? De ce nu s-au dus la muncă? De ce nu s-au dus la restaurant? Oamenii au mers la templu în legătură cu ceva spiritual, după cum Hristos a mers să se roage și ei au mers să se roage. Spune Scriptura că el a început să învețe, dar fiți atenți, s-a așezat jos și i-a învățat. Când eu vă învăț din picioare, asta înseamnă că eu trebuie să plec. Dar când eu îmi iau un scaun și mă așez, dumneavoastră înțelegeți că eu am foarte mult timp și o să stau mult să vorbesc cu dumneavoastră. Gestul ăsta vorbește despre disponibilitate. Sunt disponibil o jumătate de zi, o să stăm aici. Dar când stai în picioare, o să spun ceva și plec, mă grăbesc. Hristos în mod intenționat s-a așezat jos pentru ca să transmită mesajul de confort. Stați liniștiți, avem timp, e o zi în care ne vom concentra asupra Scripturilor. Încă ceva, ne spune Scriptura că îi învăța. Asta este o atitudine pedagogică. Dumneavoastră cu toții știți proverbul acela chinezesc care spune că în loc să-ți dau un pește, o să-ți dau o undiță. Dacă îți dau un pește, te saturi într-o zi. Dacă îți dau o undiță, o să te saturi în fiecare zi. Asta înseamnă că nu-ți dau eu să mănânci, ci eu te ajut pe tine să mănânci fără ca eu să te ajut. Exact asta a făcut Iisus. Oamenii sunt vulnerabili datorită ignoranței, pentru că cel mai ușor e să prostești un om care nu știe. Îl păcălești că nu știe. De ce noi ne luăm un avocat când mergem la tribunal? Pentru că intrăm într-o zonă legislativă unde există foarte multe legi, iar noi, oamenii obișnuiți, nu ne pricepem la toate legile astea, nu le știm, avem metode să ne apărăm, dar noi nu suntem în stare, că nu suntem profesioniști în domeniul de drept. Și atunci angajăm un om care e specialist, care e avocat de meserie, cunoaște legislația și el vine și el știe cum să ne apere. El știe de ce să se agațe, ce să invoce, ca să facă vinovăția noastră mai mică, dar și nevoia noastră să fim îngăduiți cu o pedeapsă mai mică.
Ei, Hristos i-a învățat pe oameni. El a vrut ca oamenii personal să cunoască adevărul. Imaginați-vă că în primele sute de ani ale creștinismului se predica în limba latină și la un moment dat nimeni nu mai înțelegea limba latină, numai preoți. Făceau în facultate, în seminar, limba latină, pentru că ei știau că trebuie să predice în latină, neapărat în latină. Și oamenii veneau la biserică și ascultau o predică din care nu înțelegeau o vorbă. La un moment dat, peste timp, nici preoții nu mai știau limba latină. Și preoții citeau o limbă pe care nu înțelegeau și oamenii îi ascultau într-o limbă în care nu înțelegeau. Cu alte cuvinte, nici cel ce vorbea și nici cei ce ascultau nu înțelegeau absolut nimic. Nu să vă puteți da seama că asta este culmea prostiei? Dumnezeu vrea să ne învețe, vrea să ne explice, vrea să știm, pentru că adevărul ne face liberi. Numai adevărul ne face liberi. Dacă nu știe, speriat. Băi, bine cum sunt? Sau nu-i bine? Tot timpul ești nesigur. Nu știi ce să faci, ce să nu faci. Dacă îți iei să explică, uite, Doamne, la ce ne așteptăm de la dumneata. Uite, așa și așa și așa. Dacă intră cineva pe ușa aia, trebuie să te ridici în picioare. Dacă intră pe alte ușă, să fii liniștit, stai pe scaun. Și atunci ești cu ochii pe ușa aia, intră cineva, te ridici, dacă nu-ți vezi de treabă. E simplu, ai învățat ce trebuie să faci. Ei, Hristos i-a învățat. Iubiți oamenii care vă învață. Iubiți oamenii care vă explică, copiilor. Știu că vă enervează învățătura, pentru că vă simțiți bărbăței de mititei și domnișoare de mici. Dar trebuie să acceptați să fiți învățați, pentru că învățătura prin educație pe care vă dau părinții o să vă ferească de foarte mult rău. Dar să revin la Scriptură. Universalitatea nevoii de a ne închina lui Dumnezeu, de a ne ruga, de a citi Biblia, de a ne apropia de Dumnezeu. 2. Universalitatea încercărilor și ispitelor. Trăim o viață unde nu contează câți bani avem. Uneori trecem prin necaz, prin încercări, prin ispite. Nu contează dacă avem o facultate sau două, sau avem masterat sau doctorat. Nu. Când ne vine rândul, trecem pe acolo. Nu contează dacă suntem bărbați sau femeie, tânăr sau bătrân, cetățenie sau un simplu emigrant fără drepturi. E universală criza, boala, necazul, suferința, încercarea și ispita. Observați ce s-a întâmplat. Cărturarii și fariseii îl urau pe Iisus. De ce? Pentru că Iisus le spunea oamenilor adevărul și le deschidea mintea cu privire la mântuire. Ei încercau să-i manipuleze și să-i exploateze pe oameni ca să trăiască pe spinarea lor. Permiteți-mi să spun treaba asta. Și pentru că Iisus le spunea adevărul, îi expunea pe ei. Le strica planul de a exploata populația. Și îl urau, încercau să-l omoare. Dar nu puteau, pentru că populația l-adora. El le spunea adevărul, iubea și avea capacitatea să facă minuni în beneficiul lor. Scriptura este plină de miracole. Numai că cărturarii și-au făcut un plan. Au încercat de multe ori să-l omoare. Aduceți-vă aminte că odată pe marginea unei prăpăstii au încercat să-l împingă. De multe ori l-ar fi atacat, dar era înconjurat de oameni care îl iubeau ca pe ochii din cap. Și ei trebuia să găsească un motiv ca să-l compromită pe Iisus în fața populației. Și populația să vadă că nici el nu este bun și moral, că nici el nu respectă legea și atunci să se detașeze de el și ei puteau să-l omoare, adică cărturarii și farisei. Și atunci, probabil că au înscenat acest adulter, de-aia nici nu l-au adus pe bărbat acolo. Probabil că au vorbit cu un bărbat să găsească o femeie mai ușoară la minte, să se culce împreună. Și ei au regizat treaba asta, au creat un scenariu. Nu spun că este adevărat ce spun. Îmi imaginez cel mai probabil că așa a fost. Pentru că altfel, cum găseau cărturarii un bărbat și o femeie care au comis adulter? Adulterul nu se face la intersecție. Dumneavoastră știți bine treaba asta. Altfel, de ce nu l-au adus și pe bărbat? Și au adus-o numai pe femeie? Pentru planul lor era suficient o femeie. Pentru dreptate, nu era suficient o femeie, că nimeni nu poate să facă adulter singur. Au adus-o pe femeia aceasta, au pus-o în mijlocul lor și i-au spus lui Iisus următoarele cuvinte. Învățătorule, femeia aceasta a fost surprinsă în păcat. Tu știi ce spune Moise, care ne-a dat legea de la Dumnezeu.
cine este prins trebuie omorât cu pietre. Atenție! Tu ce zici? Păi dar ce importanță avea ce zice Iisus? Nu era suficientă legea din Vechiul Testament? Exista o legislație clară. Ce importanță mai are ce zice cineva? Însă priviți, vă rog, versetul 6. Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și ca să-l învinuiască. Dar Hristos a tăcut. Vă spuneam de câteva ori ieri despre detașarea de nevoia de a avea dreptate. Hristos n-a zis nimic. Orice zici, până la urmă se întoarce împotriva dumitale. Permiteți-mi să fac o paranteză, care nu are legătură cu textul, ci este doar o lecție de viață. Ori de câte ori veți merge la autorități, veți sta de vorbă cu un reprezentant al autorităților, veți merge la un office, la un birou, la un funcționar, nu vorbiți mai mult decât ați fost întrebați. Răspundeți scurt și concret, cât se poate de scurt și cât se poate de concret. Nu dați explicații, deloc. Răspundeți la ce ați fost întrebat, dacă e posibil, cu da sau nu. Nu spuneți nicio explicație în plus, pentru că asta dovedește inocență, vulnerabilitate și predispoziția de a-ți face rău singur. Închid paranteza aceasta și revin. Hristos a tăcut. N-a zis nimic, dar Biblia ne spune în versetul 7 că ei nu încetau să-l întrebe. Adică insistau: hei, Iisus, n-auzi? Răspunde-ne, tu ce părere ai? Și acum vreau să surprind următorul lucru. Dilema lui Iisus. Ce ar fi putut să spună? După dreptate, ar fi trebuit să se ridice și să spună: cărturari și farisei, aveți dreptate. Femeia asta a comis adulter. Scoateți-o la poarta orașului și omorâți-o cu pietre. E adevărat. Asta era după dreptate. Versiunea numărul 2. După dragoste. Probabil că scenariul pe care eu l-am invocat este adevărat. Și el știa cum a ajuns femeia prinsă în preacurvie. Dar eu nu spun că asta spune Biblia. Repet, a treia oară, eu cred că așa spune Biblia. Pentru că Biblia nu vorbește despre context. Spune clar că a fost prinsă în preacurvie. Dar indiferent dacă este adevărat sau nu este adevărat, el a venit pentru oameni, iar femeia asta era unul dintre ei. Și aici apare noțiunea de dragoste. Hristos știa că ei n-au venit aici să o aducă de dragul dreptății. Biblia remarcă faptul că au folosit-o pe femeie ca să-l omoare pe el, să-l demonstreze ca fiind un compromis, un vorbă lungă pentru alții, dar nu și pentru el. Ei doreau să împuște doi oameni cu un glonț, că glonțele sunt scumpe. Și Hristos are această dilemă: să le spună după dreptate, este adevărat, omorâți-o, sau să vorbească împotriva legii după dragoste, iertați-o. Orice spunea, se făcea vinovat. Dacă spunea după lege, el știa care este motivul lor. Ei erau niște bandiți care au înscenat un caz social ca să-l distrugă pe Iisus, dar pentru a-l distruge pe Iisus avea nevoie de o femeie pe care să o aducă în calitate de vinovată și Iisus iertându-o să treacă în fața oamenilor un nerespectator al legii iudaice. Și atunci, cu înțelepciunea pe care a avut-o întotdeauna, Iisus nu comentează dacă ea trebuie omorâtă sau nu, și el nu se concentrează cu răspunsul asupra vinovatului, ci se concentrează cu răspunsul asupra pedepsitorului, adică a celor care dau cu pietre. Și spune: care dintre voi se califică să arunce cu piatră prin faptul că ei n-au niciun păcat, să ia piatra și să o lovească? Ce a spus el? Ea trebuie omorâtă cu pietre, doar că cei care aruncă cu pietre trebuie să se califice, pentru că de multe ori mai vinovați sunt cei care aruncă cu pietre doar pentru că n-au fost prinși sau l-au mituit pe popa care i-a prins și i-a iertat așa pe supat. Dar pe femeia asta ușoară, care ori era o prostituată, ori era o femeie care a fost plătită pentru asta, ori era o nevinovată care a iubit un bărbat care a înșelat-o intenționat ca să o atragă public ca pe o femeie care a comis un adulter. Încercați să vă imaginați femeia asta. Știa că urmează să moară. Indiferent că scenariul propus de mine este adevărat
și a dat seama că bărbatul ăla a atras-o într-o cursă. El i-a promis că o iubește sau poate i-a promis un ajutor. Sau indiferent că scenariul ăsta nu e adevărat, ci pur și simplu a fost întâmplător, fariseii și cărturarii au surprins pe cineva într-o casă în situația asta, dar în fața lor stătea o femeie la câteva clipe distanță să fie omorâtă cu pietre. Îmi imaginez că tremura de frică, îmi imaginez că în mintea ei avea un proces al conștiinței, că regreta ce a făcut, dar nu putea să schimbe nimic. Era înconjurată de niște oameni care puneau presiune pe Iisus, răspunde, răspunde, răspunde. Și când Hristos a spus, cine nu are păcat să arunce cu piatră în ea, ea n-a auzit decât atât, să arunce cu piatră în ea. Ceea ce este interesant este că sentimentul de vinovăție îl au și bandiții, cărturarii și fariseii. Au avut sentimentul de vinovăție. Scriptura ne spune, în versetul 9, au fost mustrați în cugetul lor. Cuget înseamnă conștiință. Au și bandiții conștiință. Au, oricine are conștiință, dar e adormită, e așa leșinată și nu funcționează. Dar așa leșinată cum a fost, fiind situația atât de dramatică, îți dai seama să fii judecat public pentru o chestiune de asta. Mai ales dacă scenariul propus de mine este adevărat, ei au început să se simtă vinovat că au atras-o pe femeia asta într-un mod necinstit. Un bărbat i-a sucit mintea în mod intenționat ca să o aducă în public. A fost o scenare în care ea a căzut în cursă. Și atunci i-a mustrat conștiința. Și Biblia ne spune că au plecat. Unul câte unul s-au dus afară. Hristos s-a plecat și scria cu degetul pe pământ. La un moment dat s-a ridicat, a văzut că nu mai este nimeni și a întrebat-o pe femeie, nimeni nu te-a condamnat? Și femeia spune, atenție, nimeni, Doamne. Nu vă supărați. Să mă iertați de limbajul pe care îl folosesc ca excepție. O femeie curvă a putut să-i spună, Doamne. Iar niște învățați ai legii, niște bandiți și niște ipocriți n-au putut să-i spună Doamne. Vedeți? Sesizați? Cineva la care nu te așteptai se adresează cu apelativul Doamne. Asta înseamnă, revin poate supărător, foarte probabil că scenariul meu este adevărat, iar dacă totuși nu este adevărat, și oamenii care păcătuiesc în inima lor au mustrări de conștiință, au regrete și recunosc reprezentarea divinității, mai ales prin Iisus Hristos, și se adresează respectos. Doamne, uneori, exact cum spunea Hristos, se vor pocăi vameșii și păcătoși, iar curvarii fac parte din a doua categorie, păcătoși. Dar voi, preoți și farisei, nu vă veți pocăi niciodată. Oamenii care au o părere înaltă despre ei, să știți că nu prea au șanse să se pocăiască, pentru că părerea aceea înaltă pe care și-au cultivat-o în minte despre ei, adică ei cred că sunt credincioși, ei n-au nevoie de mântuire, ei n-au păcătuit, iar dacă din când în când am mai făcut câte ceva, din cauza lucutare au făcut așa, nu din cauza lor. Și dacă odată s-a întâmplat de toți greșim, nu? Imediat invocăm această invenție omenească. Dar această femeie îi spune, Doamne, Hristos se ridică și femeia conștientizează următorul lucru. Au ieșit afară cei care nu se calificau să dea cu pietre. Ei ar fi dat, dar nu se calificau că erau păcătoși. Însă frica ei s-a făcut și mai mare. A rămas acolo unul care se califica, Iisus. Și frica ei acum era mai mare decât înainte. Ce o să facă Iisus? O să ia piatra sau nu? Pentru că El are dreptul, El nu are păcat. El este fără păcat și în consecință va putea să mă lovească. Însă El a continuat să vorbească și i-a spus, nici eu nu te osândesc, du-te. Ești liberă. Vă puteți imagina
Cum s-au schimbat emoțiile de frică, de groază, de dezamăgire, de regret, de înspăimântare, într-o emoție de bucurie, de mare bucurie. Poate să iasă, poate să plece, poate să se întoarcă acasă, învățând lecția acestei experiențe dramatice. Diavolul nu o să spună niciodată du-te. Însă Iisus i-a spus acestei femei du-te și în încheiere i-a mai spus un singur lucru: să nu mai păcătuiești. Să nu mai păcătuiești. Cu această afirmație i-a spus o poveste întreagă. Întotdeauna păcatul pe care îl faci te va face vulnerabilă și în fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu. Să nu mai păcătuiești. Nu le mai dau oamenilor ocazie ca să te prindă și să te pedepsească. Fii stăpână pe tine. Și nu-i da lui Dumnezeu ocazia ca să te trimită în iad pentru o viață de păcat. Nu mai păcătui. Protejează-ți viața. Luptă-te pentru tine, nu pentru alții. Luptă-te pentru tine, pentru viitorul tău veșnic. Pasajul acesta are o sensibilitate extraordinară. O femeie care ori este atrasă în cursă, ori pentru un alt, nu mai discutăm despre motivul pentru care ea a ajuns în adulter, dar un lucru este clar, plătește scump adulterul ei, pentru că a ajuns în fața unor martori foarte aspri, erau mai mulți decât doi, care trebuiau să fie prezenți pentru a valida vinovăția ei și acum urma să moară. Însă Hristos o eliberează. Culmea, cel care a venit pe pământ și a adus legea, nu minți, nu fura și toate celelalte porunci, acum îl iartă pe omul care a încălcat legea. Iar alți oameni ca mine, care și ei au slăbiciunile și păcatele lor, în loc să țină cu mine că som ca ei și ușor te identifici cu un alt om, ei se erigează, adică se ridică și se pun în postura de judecători nevinovați și o aduc pe femeie în public acuzând-o. Stimați prieteni, probabil de foarte multe ori ați fost acuzați pe drept sau pe nedrept și foarte probabil că ați fost implicați într-o experiență dramatică, în biserică sau în raport cu legea, cu autoritățile. Însă gândiți-vă la femeia asta. Cel care o scapă este judecătorul. Însă nu o scapă în așa fel încât să se compromită. El spune legea trebuie aplicată, cel care se califică să o aplice, să pune mâna pe piatră și să o lovească. Încercam să mă gândesc dacă să vă spun sau nu o experiență de-a mea care are legătură cu o omitere de genul ăsta, dar nu mă simt confortabil să vă spun și nici nu o să vă folosească prea mult. Așa că o să revin la pasajul din Scriptură. Universalitatea vinovăției. Vinovăția femeii, vinovăția cărturarilor și fariseilor. Ei au adus la Iisus o femeie vinovată. Dar de ce au ieșit afară dacă femeia era vinovată? Au ieșit datorită vinovăției ei sau datorită vinovăției lor? Observați banditismul, tu vinovat și acuz pe altul. Au târât-o pe femeia în fața lui Iisus, deși ei erau vinovați. Ei au confirmat că-s vinovați, că altfel nu ieșeau afară. De ce au ieșit afară? Pentru că erau vinovați. Dar dacă ești vinovat, de ce vinovăția ta e permisă și a acestei femei care n-are pe nimeni nu-i permisă? Probabil că era o femeie de moravuri ușoare și era cunoscută în oraș ca neavând pe nimeni. O femeie din asta mai ușoară care împlinește dorințele bărbaților. Și cu o astfel de femeie pe care nu o protejează nimeni, care n-are valoare socială, care n-are bărbați să se lupte pentru ea, n-are copii să se lupte pentru ea, n-are părinți să o mai protejeze, foarte vulnerabilă, ca o casă fără ușă. Și când n-ai milă, exploatezi o astfel de persoană. Când n-ai suflet, îți bagi joc de ea, o folosești ca să-ți atingi interesele. Ei, Hristos a fost indignat de această atitudine. Hristos n-a fost de acord cu adulterul ei. Hristos s-a revoltat pentru banditismul din inima lor, care au folosit slăbiciunea acestei femei pentru ca să-l omoare pe el și să o omoare pe ea. Hristos nu e de acord cu adulterul, dar nu e de acord nici cu banditismul acestor cărturari și farisei.
Interesant este că ei care au vrut să împuște doi oameni cu un glonț, n-au reușit să împuște pe nimeni cu toate gloanțele. S-au făcut de rușine și prin faptul că au ieșit afară, toată lumea au știut că ei au păcat. Dacă n-ar fi făcut asta, treceau drept, așa cum au crezut oamenii întotdeauna, că sunt niște popi de treabă. Dar prin faptul că au trebuit să iasă afară, au validat destrăbălarea în care trăiau. Cine știe de unde veneau înainte să fi fost la templu? Dar ei erau protejați de haina de slujitori. Câtă mizerie există în lumea asta, iar Dumnezeu o cunoaște în întregime. De aceea, nu că Iisus a validat păcatul adulterului ei, dar a văzut o victimă care este folosită, care vrea să fie condamnată de niște păcătoși mai păcătoși decât ea. Și atunci Hristos, fără să se compromită cu înțelepciunea lui de Dumnezeu, i-a descalificat, spunând, dacă n-aveți păcat, loviți-o cu piatră. Ea merită, dar voi merita să o loviți, poftiți. Și au ieșit afară. Ce ușor ne ridicăm glasul împotriva altcuiva. Ce ușor criticăm soția altuia, copilul altuia. Ce ușor criticăm pe cineva care face ceva în biserică pentru că e vizibil în timp ce face. Puține motive ai să critici pe cineva din bancă. Că stă acolo cu minte, nici nu-l vezi bine. Nu se expune, stă retras. Dar când cineva ajunge aici sub lumina reflectoarelor, aici ușor îl vezi. Mai ales când vorbește. Păi când vorbește, te poți face vinovat foarte ușor. Când taci, greu vei fi acuzat că ai tăcut. Dar când vorbești, mai ales dacă vorbești mult, nu-i foarte greu să greșești. Deloc nu-i greu. Ne permitem uneori să ne ridicăm glasul împotriva altora, fără ca să ne aducem aminte că noi suntem la fel de vinovați ca ei? Folosim uneori tertipul de genul acesta ca să acuzăm pe cineva și să-i scoatem din joc ca noi să avem mai mult loc de întors? Cum au făcut oamenii ăștia care au jucat necinstit? Vrând să împuște doi oameni cu un singur glonț? Această întâmplare face apel la omenie, face apel la dragoste, face apel la echilibru, lucruri pe care oamenii aceia nu le-au avut. Și deși adulterul era unul dintre cele mai mari păcate datorită consecințelor lor, totuși femeia aceasta a plecat iertată de Dumnezeu. Stimați prieteni, dumneavoastră știți că eu nu vă cunosc. Aici nu-i vorba neapărat de adulter. Am vorbit punctual despre acest gen de păcat doar pentru că asta a fost acuzația asupra femeii. Dar acum vreau să generalizăm păcatul acesta și să vorbim despre un păcat în general, nu adulter în mod special. Probabil cineva știe ce ai făcut și te șantajează și îți spune, dacă nu ești cu minte, o să te spun. Și așteaptă un moment în care devine important pentru el șantajul acesta. Nu vreau să intru în detalii bisericești, că noi suntem la o seară de evangelizare, dar vreau numai să spun că oamenii sunt niște ființe foarte slabe în fața păcatului. Însă uneori, unii vor să pară sfinți la modul absolut. Dacă ești o persoană care ai fost prins sau n-ai fost prins într-un păcat ca acesta sau ca altul, în seara aceasta poate te gândești la dreptatea lui Dumnezeu. Dacă un polițist îl vede pe un om, pe un șofer, la o intersecție că trece pe roșu, el este obligat să-l oprească și să-l pedepsească. În primul rând, pentru ca să nu mai repete, cu alte cuvinte, îi transmite următorul mesaj. Nu poți să faci asta fără să plătești. Polițistul nu greșește dacă face lucrul ăsta, că pe verde s-ar putea să treacă soția dumitale, pe care o omoară ăsta care trece pe roșu. Este important să înțelegem că păcatul întotdeauna ne omoară. Adulterul sau alte păcate. Mai devreme sau mai târziu, o instanță de pe pământ sau din cer ne va judeca pentru păcatele care le-am făcut. Cândva se va întâmpla judecata aceasta. Biblia spune că omul moare o singură dată și apoi vine judecata. Când omul moare, nu scapă, ci se apropie de sala de judecată. Omul moare o singură dată și apoi vine judecata. Stimați prieteni, nu vreau să vă stric seara. Dumneavoastră ați venit aici ca să vă închinați,
Și eu vin în fața dumneavoastră pentru ca să vă motivez, să vă concentrați mai mult pe puritate, pe neprihănire, pe sfințenie. O viață de ascultare față de Dumnezeul cel prea înalt, care este ofensat de păcatele oamenilor. Este timpul să ne gândim la faptul că într-o zi vom sta în fața justiției lui Dumnezeu. Și El știe toate lucrurile, pentru că El e o ființă pe care noi nu o înțelegem, pentru că este extrem de diferită de noi. În primul rând, El este infinit. Oxigenul este infinit în spațiu terestru. Unde să te duci să nu fie oxigen? Numai dacă ieși dincolo, treci de stratosferă. Dar altfel aici, sau numai dacă te duci în apă, în pământ. Dar în mediul în care noi trăim, pe toată fața pământului, este oxigen. Ceva de genul ăsta, ca un exemplu, dar nu este fidel, cam așa este prezența lui Dumnezeu. El este infinit, El este etern, El este atotputernic, El este atotcunoscător. El știe ce am gândit eu, nu doar ce am spus eu. El nu are nevoie de martori. Martoră este atotștiința Lui. Suveranitatea Lui, capacitățile Lui divine, pe care noi nu le înțelegem. Dacă îmi permiteți un exemplu, având intenția să devin puțin mai explicit, ce ar înțelege o furnică cum e omul? Ce ar înțelege o furnică de capacitatea unui om de a crea, de a desena, de a sculpta, de a face ceva lui cu mâna lui, o casă? Păi furnica nu înțelege nimic din asta, pentru că ea e atât de mică încât n-are cum să-l înțeleagă pe om. Ceva de genul ăsta se întâmplă în diferența dintre noi și Dumnezeu. Apropiindu-mă de încheiere, am citit în mod intenționat pasajul acesta ca să pun în fața dumneavoastră o dramă care s-ar putea să fie și drama mea și drama dumitale. Un păcat cu care ajungi să fii confruntat. Și nu mai ai ce să spui, pentru că este adevărat. Femeia n-a spus nu este adevărat. Era adevărat. Domnul Iisus n-a spus nu este adevărat și nici n-a spus ce a făcut ea nu este important. Nu, toate erau adevărate și toate erau împotriva ei. Însă El a spus, doar eu am dreptul să arunc cu pietre, pentru că eu nu am păcat, dar eu nu o să o arunc cu pietre. Eu o să o iert. Te-ai gândit vreodată la posibilitatea că oamenii, dacă nu te judecă acum, te vor judeca mâine? Poate acum ți-e prieten și are avantaje să-ți fie prieten, dar când nu o să-ți mai fie prieten, când nu o să mai joci după cântecul fluierului lui, s-ar putea să te spună. Te-ai gândit vreodată la treaba asta? Ai fost dezamăgit în prietenie? Ai fost trădat, șantajat, exploatat, manipulat? Să nu mai vorbesc de ce li se întâmplă fetelor, crezând că băieții vorbesc serios atunci când le promite că o să se căsătorească cu ea și o iubește de nu mai poate. Câte fete n-au plâns în lumea asta de la Adam până astăzi? Și au avut o viață de nimic crescând un copil din flori sau, cine știe, unele s-au sinucis. De ce? Pentru o minciună, pentru o trădare, pentru o promisiune neîmplinită, ca să ne rezolvăm problemele hormonale. Oameni dragi, n-aș vrea să am un limbaj care nu e compatibil cu biserica, dar aș vrea puțin să intru în viață, în viața pe care o trăim noi în mod real. Avem o viață plină de bucurii, dar și plină de tragedii. Femeia asta trece printr-o dramă. E adevărat că merita pedepsită pentru ce a făcut, dar dincolo de pedeapsă există dragoste și iertare, iar Hristos, care a venit să ierte pe oameni, i-a luat apărarea. Faptul că citesc în Biblie că Iisus i-a luat apărarea acestei femei îmi dă speranța că și eu pot să primesc iertarea pentru păcatele mele. Să scap de vinovăția asta pe care încerc să o ascund. Încerc să o ascund în cel mai intim loc al sufletului meu, sperând că nu o să știe nimeni niciodată, dar după ce moare omul, vine judecata. Și acolo la judecată, absolut toate păcatele vor fi date pe față, pentru că acolo instanța nu e umană. Capacitatea lui Dumnezeu de a identifica păcatele nu depinde de martori. Acolo totul va deveni descoperit, ca și cum pe noi sunt puse 1000 de camere video și în capul nostru 50 și în inima noastră 50 și totul va fi pur și simplu vizibil. V-ați gândit că într-o zi vom sta acolo? Și eu și dumneata. Într-o zi vom fi acolo.
De aceea, Hristos a venit pe pământ să moară la Golgota, pentru ca El să moară în locul ce urmează, în locul celor care urmează să moară. El a venit să-și asume păcatele pe care le-a făcut femeia aia și păcatele pe care le-am făcut eu și păcatele pe care le-ai făcut dumneata. El a spus, e ca și îmi asum că eu le-am făcut. De aceea Dumnezeu i-a imputat păcatele pe care le-am făcut eu lui. E ca și cum eu am o datorie la bancă, câteva sute de mii de dolari sau de euro la casă sau la companie, cine știe la ce. Și nu mai avem capacitatea să plătim, de pildă ne-am îmbolnăvit sau o mie de motive posibile. Și dintr-o dată banca vine să ne ia casa sau vine să ne ia mașinile. Vreau să știți procedeul acesta, că e unul simplu. Însă un vecin care e foarte bogat vine, se implică în procesul acesta și spune cât datorează omul ăsta, 200 de mii de euro. Omul scrie un cec sau, mă rog, plătește sub o altă formă și rezolvă problema cu banca. Iar dintr-o dată, dumneata sau eu, cel care n-am mai aveam posibilitatea să plătim, dintr-o dată ne trezim că nu mai avem nicio datorie. Dar noi n-am plătit datoria, a plătit-o altcineva. Vă întreb, ce sentimente ați avea față de omul la care v-a plătit datoria? Ce ați simți ori de câte ori vă întâlniți cu el? Ce părere ați avea despre persoana aceea? În ce manieră ați încerca să vă manifestați recunoștința și să vă revanșați în fața lui cu ce este posibil? Știți cum îl cheamă pe omul care ne-a plătit? Iisus. El nu pentru 200 de mii de euro a murit. El a murit pentru viața mea. El a murit pentru viața mea. Noi spunem Dumnezeu ne iartă păcatele. Păcatele nu se iartă, păcatele se plătesc. Hristos a murit pentru păcat, păcătoșii se iartă. Păcătoșii se iartă. Păcatele sunt plătite pentru că pentru orice păcat trebuie să moară cineva. Sângele trebuie să spele păcatul. De aceea în vechime murea un miel pentru păcat. Iar de la Hristos încoace, sângele Domnului, care este invocat în mod personal prin credință de orice ființă umană. Îl primești pe Hristos, da, în calitate de mântuitor. Crezi că prin jertfa lui păcatele tale au fost iertate? Da, cred. În momentul acela, cum spuneam de dimineață, Dumnezeu în calitate de judecător cosmic face o declarație în competența și autoritatea pe care o are, declarându-te nevinovat, pentru că Iisus a murit în locul dumitale. Asta înseamnă să te pocăiești, să regreți că ai făcut păcatele astea. Nimeni nu poate să fie mântuit dacă nu regretă. Regretul este indispensabil, obligatoriu. 2. Nimeni nu poate fi iertat dacă nu crede că Iisus este cine este, Mântuitorul. Pentru că numai El ne iartă de păcat. El poate să meargă la bancă și să ne plătească datoria. Mi se pare extraordinar că o femeie care trebuia să moară poate pleca acasă liberă. Probabil era o mamă sau poate că n-avea copii. Dacă era o femeie care se ocupa cu lucruri de astea, imaginați-vă că a fost împinsă din brațele unui bărbat în alaltuia, o femeie fără pic de demnitate. Ajunsese ca ceva fără valoare. V-ați gândit vreodată că femeia aia poate că mai avea încă o mamă în viață? Sau poate un tată? Este cineva aici care are un copil care nu face ce trebuie? Dacă eu l-aș condamna, te-ai bucura? Dacă i-aș lua apărarea, te-ai supăra? Puteți să fiți un pic mai umani? Puteți un pic să înțelegeți de ce a venit în lumea asta Iisus? Puteți un pic să înțelegeți care e scopul Bibliei și ce vrea Dumnezeu să facă cu noi niște oameni nemeritoși și absolut nemeritoși? Hristos vrea să aibă ocazia să ne spună și nouă ce a spus femeii. Du-te! Du-te! Dar să nu mai păcătuiești. Însă ce ai păcătuit, mă ocup eu. Îți spune ceva mesajul acesta? Simți inima că îți vibrează când gândești în termenii ăștia? Ascultă-mă, dragul meu! Acesta este mesajul acestei cărți. Cartea aceasta este scrisă ca să transmită acest mesaj. Fără să meriți,
vei fi iertat în timp ce ești vinovat. Nu nevinovat. În timp ce ești vinovat, vei fi iertat dacă, 1, recunoști că ești vinovat. 2, îl chem pe cel care te poate scăpa pentru că deja ți-a plătit datoria, e potențial plătită, dar când îl chem, se activează moștenirea. Ai moștenire, dar trebuie să o activezi, să faci un dosar prin care ceri legal să-ți parvină moștenirea. Stimați prieteni, eu îmi asum că în sala asta sunt oameni așa cum am fost eu cândva, când am intrat pentru prima oară într-o astfel de sală, din curiozitate. Eu n-am știut până la vârsta de 21 de ani că există biserici de pocăiți, eu am crezut că toată România e ortodoxă de la un capăt până la altul. Însă am cunoscut-o pe mătușa soției mele după căsătorie, știți dumneavoastră probabil un pic din povestea asta, și ea mi-a vorbit despre Iisus și am devenit atât de curios pentru că în viața mea nu am auzit despre asta. Toată copilăria am stat la biserică, pentru că era singurul loc împreună cu gara, școala și magazinul sătesc și terenul de fotbal din satul meu. Și orice eveniment la biserică de mormântare sau mai ales de Paște, toți tinerii erau acolo, băieți și fete, era în grămadă. Însă nu l-am auzit niciodată pe popa să-mi explice suficient de clar că pentru mine a murit Iisus și că El îmi va ierta datoria de 200.000 de euro. N-am știut despre lucrul ăsta. Dar această femeie mi-a povestit din Evanghelie și pur și simplu am fost extrem de impresionat, de surprins și de curios. Și când am mers în biserică și pastorul a predicat mesajul acesta, am știut că eu am nevoie să mi se ierte păcatele. Nu era niciun fariseu acolo care m-a acuzat, dar m-a acuzat propria mea conștiință. Conștiința mea era mai exigentă decât fariseii și cărturarii. Eu știam ce am făcut, nu trebuia să vină un om să-mi spună. Să nu vă imaginați că am omorât pe cineva, n-am omorât niciodată pe nimeni, nici n-am avut ocazia, dar am făcut toate păcatele care se făceau în vremea aceea ca toți ceilalți oameni. Și asta era suficient ca să ajung în iad. Am ofensat sfințenia lui Dumnezeu cât de mult am putut, deși niciodată n-am avut intenția să fac asta. Nici măcar n-am știut că asta se întâmplă în mod indirect. Mie mi s-a părut că e viața normală să fac ce vreau cu viața mea. După cum și femeia acesteia i s-a părut normal că poate să facă ce vrea cu trupul ei. Aș vrea să vă invit pe dumneavoastră care sunteți aici să vă gândiți. Nu este așa că viața aceasta pe care o trăim se va termina mai devreme sau mai târziu? În tinerețe am făcut sport de performanță și am avut mai mulți colegi de sport și unul dintre ei s-a îmbolnăvit de psoriazis. Psoriazisul în general se asociază cu alte boli și până la urmă omul moare. Și el într-o perioadă de aproape un an a murit. Era un bărbat tânăr, mult mai înalt ca mine. I-au rămas doi copii în urmă și soția lui văduvă. Au trecut de atunci, cred că vreo 25 sau 28 de ani. În toți acești 25-28 de ani, cred că m-am gândit de sute de ori, de ce omul ăsta a murit și i-au rămas doi copii fără tată, iar eu trăiesc și îmi văd nepoții. De ce? Ce s-ar fi întâmplat dacă muream eu? Moartea este o obligație a oamenilor vii. Moartea este obligatorie, iar după moarte vine judecata. Acesta este un adevăr universal. Sunteți siguri că pe lângă toate pregătirile pe care le faceți pentru sărbători, pentru vacanță, pentru începerea anului școlar, pentru mersul în România, vă pregătiți pentru toate ca niște oameni organizați și meticuloși? Sunteți siguri că v-ați pregătit să ajungeți în cer? Sunteți siguri că dreptatea lui Dumnezeu nu găsește în viața dumneavoastră un păcat pe care să-l reclame? Sunteți siguri că cel care iartă păcatele oamenilor v-a spus, du-te? Gândiți-vă la lucrurile astea înainte să plecați, fiindcă există o probabilitate destul de mare ca duminica viitoare, când Biserica Philadelphia mai are slujbă, dumneavoastră să nu mai fiți prezent, sau eu. Eu sunt un preot, un pastor, un om care trăiește ca să vorbească despre lucrurile lui Dumnezeu, care predică Evanghelia și care cheamă pe oameni la pocăință.
Și în seara aceasta am onoarea, în sala asta plină de oameni, să vă spun acest lucru, oameni dragi, justiția lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu este dezonorată de păcatele pe care noi le-am făcut. Și este normal dreptatea lui Dumnezeu să pedepsească păcatul. Însă aduceți-vă aminte de Iisus, că nu cu dreptate a tratat-o pe femeia aceea doar, ci a tratat-o cu dreptate și cu dragoste. Iar în dragostea lui i-a spus, du-te. Te-ai gândit că în seara aceasta ar fi bine să-ți rezolvi problema asta? Ar fi bine să vii la Iisus și foarte probabil că n-ai făcut un păcat ca femeia asta, sau poate ai făcut, cine știe, Domnul ne știe pe fiecare. Dar în seara aceasta ai putea să vii la El și să fii iertat de păcatele pe care le-ai făcut? Să fii un om iertat, un om mântuit, Dumnezeu să-și retragă acuzația. Am un prieten care a fost acuzat de Guvernul Statelor Unite pentru dare de mită. Am participat la primele două procese ale lui, când procurorul acuzării l-a acuzat foarte aspru, spunând că l-a mituit pe ăla. Și avocatul l-a apărat, a spus, nu este adevărat. În al doilea proces, judecătorul s-a ridicat și a spus procurorului, acuzațiile tale nu au suficiente argumente, îți dau posibilitatea să-ți retragi acuzațiile sau să ți le retrag eu. Procurorul s-a gândit și a retras acuzațiile, ședința s-a încheiat, iar lui s-a spus, du-te. Nu poți să treci peste linia aceea decât numai dacă o autoritate îți spune, du-te. Dacă în seara aceasta Iisus cu mâinile lui străpunse este aici pentru ca să-ți poată oferi iertarea în baza căinței personale, a regretului personal, dar și a credinței în El. Și nu faci asta pentru că nu te interesează, sau poate, probabil din alte motive, ce crezi că se va întâmpla cu dumneata în ziua în care va începe judecata? Spun lucrul acesta nu ca să te sperii. Ce aș câștiga eu să te sperii? Eu joi mă întorc acasă și dumneata vei rămâne liniștit aici și eu acolo, până când va suna gongul. Însă ce vreau să-ți spun este să mă asigur că am explicat suficient de clar ce trebuie să faci. Ca nu eu, e ieftin să spun eu du-te. Cine sunt eu să spun du-te? Eu sunt un simplu om. Dar Dumnezeu să-ți spună du-te. Îmi place să cred că te interesează lucrul acesta. Când eu mi-am predat viața Domnului cu 40 de ani în urmă, că nu m-am născut într-o familie de oameni pocăiți, am făcut lucrul acesta pentru că am înțeles că este bine să-mi spună o autoritate, du-te, ești liber. Și atunci când îmi va veni vremea să plec, să plec unde trebuie. Stimați prieteni, n-aș vrea să lungesc vorba, aș vrea doar să vă chem în seara aceasta să vă gândiți la posibilitatea de a vă cere iertare pentru păcatele pe care le-ați făcut. De a folosi învățătura Scripturilor care ne face liberi, căiți-vă de păcatele pe care le-ați făcut. Și credeți în Iisus Hristos care a venit în lumea asta pentru noi. Eu știu că în epoca asta destrăbălată să predici mesajul acesta nu este deloc comun și nici foarte plăcut. Pare așa, parcă veni din epoca de piatră. Însă oamenii care cred vor fi salvați. Oamenii care se căiesc vor fi eliberați. Este cineva atât de îndrăzneț încât să-și asume responsabilitatea că indiferent ce se va întâmpla, nu-l interesează? Cunosc o întâmplare când soțul unei femei credincioase pentru câteva zeci de ani a rezistat să nu se pocăiască. Și ajungând în vârstă s-a îmbolnăvit și până la urmă a cedat și a spus, mă pocăiesc, nu mai pot să merg la adunare, vorbiți cu pastorul să vină acasă să mă boteze. Și au hotărât să vină peste câteva zile pastorul acasă și să-l boteze. Înainte de ziua aceea a murit subit și n-a mai apucat să se boteze. Întreb, cum vi se pare când un om trăiește 80 de ani și nu are timp să-și rezolve cea mai importantă problemă a vieții? Adică locul unde își va petrece veșnicia.
Nu vi se pare o iresponsabilitate de-a dreptul ieșită din comun? Oameni scumpi, toți avem un suflet și Dumnezeu și-a făcut datoria să transmită 66 de cărți care se numesc Biblia și în această carte să reveleze, să descopere care este adevărul actual și etern pentru oameni. El l-a trimis pe Fiul Său să moară, ca în numele Fiului Său noi să fim iertați. De aceea, în această seară, aș vrea să vă chem pe toți cei care sunteți aici cu această problemă nerezolvată, în seara aceasta să manifestați credință în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a venit cu 2000 de ani în urmă pe pământ și a murit pe cruce. Și de asemenea, să vă căiți în sufletul dumneavoastră de păcatele pe care vi le aduceți aminte. La modul general, să aveți intenția să manifestați remușcare și regret pentru aceste încălcări ale legii lui Dumnezeu. În felul acesta, din punct de vedere legal, universal, în baza Evangheliei veșnice a lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va spune, du-te! Nu există realizare mai mare ca să treacă dincolo de mormânt. Dincolo de mormânt nu ne luăm mașinile, nu ne luăm casele, nu ne luăm familia, nu luăm nimic. Dar putem să luăm această trimitere, du-te! Vă rog în această seară, gândiți-vă la aceste lucruri. Aș vrea să invit pe prietenii mei să cânte și în timpul acesta o să vă chem pe dumneavoastră, pe toți cei care sunteți aici, să manifestați căință față de păcatele făcute și credință față de Fiul lui Dumnezeu. În ziua în care eu m-am pocăit, pastorul a spus, dacă vrea cineva să vină aici în față ca să mă rog pentru el, știți cine a fost prima persoană care a mers? Eu. Nici nu știu dacă cineva s-a ridicat înaintea mea sau nu, pentru că eu am zis, aș vrea să merg, dar să mă duc eu primul. Însă am avut o stare de emoție foarte profundă și am fost atât de marcat de mesajul acela, încât m-am ridicat și m-am dus acolo în față. Am avut acolo o experiență personală care mi-a schimbat viața. De atunci sunt 40 de ani. Ăsta este singurul lucru important pe care l-am realizat în viața mea. Iar lucrul acesta va trece dincolo de mormânt. Am făcut un legământ cu Carmen cu câteva luni înainte de căsătorie, legământul căsătoriei mele cu ea. Însă la mormânt, legământul acesta se va întrerupe și nu va mai fi valabil niciodată. În împărăția lui Dumnezeu, legământul căsătoriei nu mai e valid. Dar ceea ce poți face în această seară, trece dincolo de mormânt, este un fel de pașaport. Noi, emigranții, înțelegem bine ce valoare are un act legal într-o țară. O hârtie care este legalizată de o autoritate și poți trece printr-o vamă, poți obține un drept. În seara aceasta vă rog, înțelegeți că dreptul de a merge în cer este mai important decât dreptul de a avea drepturi în Germania sau în America, de a fi cetățean sau eu mai știu ce alte drepturi. Oamenii lui Dumnezeu, aș vrea să vă invit în această seară, cei care doriți să faceți lucrul acesta, să veniți aici în față pe culoarul acesta, pentru că o să vă aștept împreună cu fratele păstor să facem o rugăciune pentru dumneavoastră. Dacă nu sunteți familiarizați cu lucrul ăsta, vreau să vă spun, ca să nu, să știți că nu o să vă întrebăm nimic. Când eu am ieșit atunci în față, 40 de ani în urmă, mă întrebam dacă oamenii ăștia mă întreabă ceva, eu ce o să le răspund? Pentru că n-aveam nicio idee ce urmează să se întâmple. Cu experiența de atunci vreau să vă spun că scopul nostru nu este să vă întrebăm ceva, pentru că noi suntem doar niște oameni ca dumneavoastră. Însă scopul nostru este să facem o rugăciune pentru dumneavoastră, în baza la credința și pocăința pe care le aveți în suflet. Ultimul lucru pe care îl spun este, nu plecați înainte să vă rezolvați această problemă. Sunteți și dumneavoastră ca și mine niște oameni muritori. Profitați de mântuirea lui Iisus Hristos și de faptul că a stat pe cruce pentru noi și veniți să vi se spună personal, du-te! Și să vă trăiți restul vieții fericiți, iar dincolo să mergeți să fiți cu Dumnezeu în rai. O să vă așteptăm să coborâți, indiferent unde sunteți. O să avem răbdare
să veniți toți cei care vreți să veniți. Vă rog frumos să vă ridicați, îndemn biserica să se roage, vă îndemn pe dumneavoastră să cântați și pe toți cei care vreți să veniți, vă rog frumos să veniți. Vă așteptăm ca să ne rugăm pentru dumneavoastră. Când vrei să vii, când vrei să întorci, când vrei să vii la Dumnezeu, când vrei să întorci din calea mea, de ce tot vrei să Stimați prieteni, vrem să vă binecuvântăm pentru că ați venit aici în față ca un semn al pocăinței din suflet și al credinței din inimă. Anul trecut am fost în România în câteva locuri unde am făcut evanghelizări publice și am spus întâmplarea aceasta care m-a marcat foarte mult, o întâmplare care s-a petrecut în Bistrița la o seară de evanghelizare.
Îmi ia doar câteva clipe și vă cer îngăduința să spun întâmplarea asta cât pot de repede. Mă gândesc că se potrivește în contextul în care ne aflăm. Am predicat, i-am chemat pe oameni să vină în față, n-am insistat, doar i-am chemat și cine a venit m-am rugat pentru ei. Și după ce m-am rugat, i-am salutat pe oameni, iar pastorul s-a ridicat, a declarat adunarea liberă și oamenii au început să iasă. Era arhiplină sala. Și în timp ce oamenii ieșeau unul câte unul, spre mine a venit o persoană în vârstă. Părea nemulțumit. Nu știam dacă la mine vine sau la alții care erau acolo pe podium la amvon, însă imediat mi-am dat seama că vine chiar la mine. A venit la mine și m-a privit cu dârzenie, cu fermitate și mi-a spus: omule, de ce n-ai mai repetat chemarea? Pentru că atunci când tu ai spus să venim, parcă am avut o reținere, deși vreau să vin. Și am zis în mintea mea: dacă mai repetă o dată, mă duc. Și tu ai mai repetat. Și din nou nu m-am putut ține de cuvânt și am zis: să mai repete o dată și mă duc. Și tu nu ai mai repetat. Ce te-a costat să mai repeți o dată? Și nu se oprea, mă întreba: ce te-a costat să mai întrebi o dată? Eu acum ce fac? Am avut niște sentimente contradictorii. Pe de o parte mă gândeam: de unde să știu eu de câte ori să repet? Pe de altă parte mă gândeam: totuși, era așa de ușor să spun încă o dată: dragul meu, vino, că nu te chem eu. De ce te-aș chema eu? Ce să fac eu cu dumneata și dumneata cu mine? Te cheamă Dumnezeu și El te cheamă să-ți poată spune în ziua aceea: du-te. De aceea aș vrea să îi rog pe prietenii noștri să mai cânte o singură strofă, că s-ar putea ca bătrânul acela în seara asta să fie aici și aș vrea să aibă timp să vină, chiar dacă e la balcon, chiar dacă este în sală. Eu nu o să mai repet altă dată, dar de data asta repet, pentru că sufletul dumitale este așa de important încât Iisus a murit pe cruce. Te rog, Dumnezeu te cheamă, vino!